Thank you.
de măsurile pe care le-au luat guvernanții în urma protestelor care au mai fost? Nu am simțit nicio măsură, doar promisiuni de șarte, când deja suntem obișnuiți de prea mulți ani. Nu mai putem să asistăm. Vă rog să filmați vis-a-vis. Vă rog să filmați vis-a-vis cea mai rămas din industria noastră. Da? Vă rog să filmați camioanele care încă nu se văd. Să putem asistăm pasiv la distrugerea unei ramuri, unei alte ramuri de economie. Vom ajunge doar să importăm, să fim piață de spațiu. La ce preț a ajuns asigurare pentru un camion? Vă dau caz concret. Suntem o firmă de transport cu 16 ani de vechime. Am făcut ultima achiziție de 6 bucăți camioane Scania. Sunt parcate de o lună de zile pentru că nu reușesc să obțin o ofertă. Cea mai bună ofertă a fost de 22.000 de lei pe un an de zile. Da? Asta e în condițiile în care alți transportatori, vedeți acolo slovac, plătesc 600.000 de euro. Cum pot eu să fac concurență unui astfel de transportator? Ce proteste vor mai fi? Sper să ne vizualizăm cât mai mult. Trebuie să ne unim cu toții. Aceste proteste care se văd vor continua. Nu ne vom opri. Ceva măsuri. Ce părere aveți despre protestul transportatorilor? Părere foarte bună. Ar mai trebui organizate proteste de genul ăsta? Da. Și ceilalți funcționari care sunt nemulțumiți ar trebui să iasă în stradă. Să iasă în stradă toată lumea. Să blocăm tot, toată circulația, pentru că nu mai circule deloc.